Începe ședința. Sosește completul de judecată. Toată lumea în picioare. Declar deschisă ședința de judecată și vă invit să dați loc. Inculpat Ion. Are cuvântul domnul procuror, care va citea acuzațiile inculpatului. Inculpat, se aduce la cunoștință că ești în misul judecată pe neascultarea mamei. Ai plecat la soldat în loc să ai grijă de fratele tău mai mic. Pentru fur, ai furat cireșe de la mătușa Mărioara și pupăza din chemisatul. Recunoști faptele pentru care ești în misul judecată? E adevărat că am plecat la soldat, dar era așa de cald. Am furat cireșe. Dar de pe ce le-am adus și Mărioara, nu mi-a scădat, fiindcă e așa de tărpănoasă. Am furat cu păsa, dar mama m-a sculat prea de dimineață. Sunt dezrăbat, era copil și copiii fac multe părți. Dăm cuvântul avocatului apărării. Cum pledați pentru clientul dumneavoastră? Pledez nevinovat, să vină mamele la bară. Smaranda Franco, ce ai zis în apărarea copilului? Vă rog să iertați, că și eu ceream prea multe pentru un copil de vârsta lui. Este adevărat că toți copiii trebuie să asculte de părinți, dar eu de ce nu am să zicem cu cine sporadic, ca să nu se mai ducă la cumpata mea Mărioară? Ea a făcut pozat, ce să vă mai spun? Când ești mic, somnul este tare dulce și eu îl păcăleam cu pupăta, ca așa era trebuită de la noi și îl sculam tare de zi dimineață. De ce nu puneți să se curcele pe ele? Nu te supăra cu tata, ne-ai văzut dumneata, babe frumoase și copii cu minți? Domnule președinte, abia așteptam să se coacă cireșele, iar bărbatul ăsta mi le-a furat pe toate. Am rămas fără cânepă și nu am mai avut cu ce să mai țes. Gândiți-vă și dumneavoastră, cât de greu mi-a fost la tot satul, fără cânepul bumbului armenesc, care era de fapt cea frumosă. Îl voi trimite de mâine la școală, la păsteri cu bunicul lui David. Prinde trăiește la bunicii. În urma analizelor celor la un iar, am ajuns la concluzia că toți au o parte de bine în această poveste. Curtea se retrage pentru deliberare. Curtea de deliberat. În urma analizelor celor declarate, am ajuns la concluzia că nu se face vinovată faptele prezentate. Drept pedeapsă, va trebui să cânte cu operele lui, să-i spune copilor de azi.